Suceveanul Sorin Lazarovici locuiește în cartierul Zamca și în fiecare zi trebuie să-și ducă copilul cu mașina la școală. După ce iese din curtea casei sale, trebuie să se încadreze pe strada Zamca și apoi să facă dreapta pe strada Mărășești spre Colegiul Național Mihai Eminescu. În calitate de șofer, ne-a spus că în prezent intersecția este aglomerată și, din păcate, opinează el, va deveni și mai aglomerată după deschiderea noului magazin Lidl. Suceveanul ne-a spus că a urmărit încă de la debutul dezbaterilor proiectul de sistematizare a traficului rutier de la intersecția străzii Zamca cu strada Mărășești și că se aștepta ca muncitorii să construiască o bandă suplimentară pentru șoferii care se deplasează pe direcția strada Zamca, Colegiul Național Mihai Eminescu. Da, într-adevăr, deci în proiectul care a fost aprobat de Consiliul Local, eu am văzut că aici, în această porțiune, trebuia să apară încă o bandă care să degajeze circulația spre strada Mărășești. Dar, în realitate, nu se întâmplă lucrul ăsta. Deci rămân tot două benzi și, în plus, va apare magazinul Lidl, mașinile de marfă care vin la magazinul Lidl și, deci, circulația va fi și mai aglomerată, ca să zic așa. Deci nu s-a rezolvat nimic, practic. A fost vreodată vorba despre o nouă bandă de circulație dinspre strada Zamca spre strada Mărășești pentru cei care vor să meargă spre Mărășești venind dinspre Zamca? Nu a fost vorba. A fost vorba doar de accesul prin nou spațiu comercial să se facă pe acolo, să poată ieși mai încolo pe strada Zamca. În schimb, a fost de acord și a fost vorba despre acces separat pentru cei care vor să intre în spațiu comercial, respectiv pentru cei care vor să meargă înainte să poată continua drumul. Sorin Lazarovici a mai spus că benzile de circulație au fost îngustate după construcția scoarurilor de pe mijlocul celor două artere, fapt ce va îngreuna trecerea camioanelor. Viceprimarul i-a dat dreptate suceveanului și a spus că la sfârșitul lucrărilor, bordurile vor putea fi încălecate de șoferi. Numai discuții au avut și ieri și alaltă, dar mai ales ieri cu proiectantul și cu dirigintele de șantier, discuții care nu au fost tocmai frumoase. Spun eu că s-a luat o soluție mai bună față de ce era pe planșă. Toate scoarurile sunt circulabile, au fost coborâte doar la 4 cm de nivelul asfaltului, așa fel încât să poată fi încălecate de mașinile mari. Totodată s-a luat decizia să se mărească anumite benzi de circulație de la 3,5 la 4,2 pentru a permite un acces mai ușor în acest sengiratoriu. Vom modifica și vom îndulci unghiurile, dacă mi este permis termenul, la intersecția între strada Mărășești cu strada Zamca, respectiv strada Mărășești cu Zamca. Vom îndulci, așa cum vedeți, vom îndulci colțurile. Vom renunța la stâlpii de iluminat care erau puși în intersecție și se vor pune brațe suplimentare pe stâlpii existenți. Viceprimarul a mai spus că proiectul de sistematizare a traficului rutier a fost modificat de 4 ori până acum. Chiar și așa, unele greșeli s-au mai strecurat. Și foarte interesant, ca să vedeți cum se lucrează în ziua de azi cu proiectanții și cum lucrăm noi la primărie, o trecere de peton mai la deal era exact în dreptul accesului unei curți a oamenilor. S-a luat decizia să desfințeze acea trecere de peton, să desfințeze scoarul format. Se va face trecerea pe turn mai la deal, doar din marcaj. Sunt lucruri care nu sunt la fel ca pe planșă, dar vom sta aici în zonă și vom modifica, vom optimiza această nouă intersecție până va fi mult mai bine ca cea veche. La intersecția celor două străzi va fi construit și un sens giratoriu cu o singură bandă pentru descongestionarea traficului. Repet, au termen de finalizare sfârșitul acestei săptămâni, pentru că așa e normal, înainte să se apuce de lucrările la supermarket, să facă sistematizarea rutieră. Și până vor finaliza, când se va închide autorizația pe centru comercial, vom avea și modificări, dacă vor fi nevoie, să fie făcute pentru ca acest sengerator să fie funcțional mai mult. Sistematizarea se face pe cheltuiala magazinului Lidl. Da, așa este, așa a fost impus în hotărârea de Consiliu Local. Sistematizarea să fie făcută pe banii dezvoltatorului, pentru că așa este normal. Tot ei au cedat acest teren de 192 de metri pătrați. Sperăm noi, pentru că avem o zonă destul de înghesuită, ce e drept, să găsim soluțiile optime și traficul rutier să fie mult mai bun decât cum era, pentru că știm cu toții, această intersecție era blocată, cel puțin în zilele de școală dimineața la orele 7:38. Toți cei care veneau de pe stradă, da, Zam, ca să meargă pe Mărășești sau chiar înainte, să dea câte 3-4 semafoare pentru a putea continua prin intersecție. Viceprimarul a dat asigurări că va urmări lucrările de construcție a noului sens giratoriu și că problemele care vor apărea vor fi remediate.